ieri a fost prima zi de muncă după concediul de odihnă pe 2016, care nu l-am efectuat și care domnul director interimar ar binevoi să nu-mi plătească. Consider că este un abuz în serviciu. Și venind la servici, dumnealui mi-a înaintat o dispoziție 59, de care nu aveam cunoștință, în care revoca decizia de numirea mea în funcția de director tehnic producții și actul adițional la contractul colectiv de muncă. Precizez că instituția revocării nu există în legislația muncii, dar probabil că la IES nu se învață asemenea lucruri. Eu am cerut, n-am vrut să semnez doar la cunoștința acei dispoziții până când nu mi se transmit și documentele suport care au stat la baza emiterii acei dispoziții, care le aștept și astăzi. După care, la un interval de vreo mai de o oră, a trimis pe cei la resurse umane cu un martor cu o hârtie prin care spunea că eu n-am fost chemat și că prezența mea la servici este inoportună sau inadecvată, nu mai știu cum era formularea, la care nici actul ăla n-am să simt și a zis să aștept documentele care mi se dau, nu faptul că trebuie să plec din unitate. Iarăși o chestie care nu știu dacă există în legislația muncii, ca un salariat care vine la servicii trimis acasă. Nu are niciun motiv, doar așa cum îi place de ochii lui directorului. Și apoi, când a văzut asta, a sunat la 112 și a chemat poliția. Întâmplător, când a venit poliția, erau și ceilalți, și doi membri din Consiliul de Administrație care este înregistrat la Registrul Comerțului, președintele Consiliului, domnul Dăscălescu și cu domnul Monda. Poliția ne-a legitimat pe toți trei, am explicat problema. Ei au fost avizați că trebuie să vină să apareze un conflict. Conflictul nu avea ce să existe, pentru că eu și cu cei doi domni eram în sala de Consiliu. Nu vorbisem decât dimineață, ne-am salutat cu directorul interimar, eu m-am salutat cu directorul interimar, respectiv, nu vorbiseră cu el, deci nu văd conflictul, mi-ar fi existat, probabil un chipuit conflict pe care îl vedea domnul director. Și după care poliția a zis că face un raport, având în vedere că a fost sesizat la 112, urmând ca raportul ăla trebuie să-l solicităm la șeful poliției de la municipiul Piatra Neamț. Voi solicita, voi vedea ce au scris în ea. Eu am stat la servicii în continuare, am venit și astăzi și aștept documentele pe care le-am cerut. Până astăzi, la ora 13, în continuare, la Compania Județeană PASEF, legea nu se respectă, pentru că n-are cum să respecte atâta timp cât oameni care sunt puși numai politic și care respectă numai comenzile politici, fără să cunoască legi, fără să intereseze mersul acestei companii, gestionează și conduc, dar pentru că eu acum sunt în situația în care am un contract de muncă, contract individual de muncă suspendat, conform dispoziții date de domnul profesor de sport. Deci am un contract individual de muncă suspendat și un contract de mandat suspendat. Deci, și vă aflați în litigiu? Și vă aflați în litigiu? Mă aflu în litigiu, doamnă, dar sunt... nu mi se garantează dreptul la muncă. Dreptul constituțional la muncă, conform articolului 41 din Constituția României. Deci, pentru că niște oameni vor să-și arate puterile și ce spate politic au, mie mi s-a tăiat dreptul la muncă. Ceea ce este inadmisibil într-o țară care pretinde a fi Uniunea Europeană, dar prin niște decizii care eu consider că pot constitui abuz în funcții,
unui om să-i tai dreptul la muncă. Așa, actul adițional la contractul individual de muncă, există și o precizare a ITM-ului, de care s-a ținut cont, în care se spune clar, actul individual la contract colectiv de muncă nu se poate anula un act adițional decât prin acordul părților sau în instanță. Nu printr-o decizie a Consiliului de Administrație. Un Consiliu de Administrație care nici măcar nu este înregistrat. O dispoziție de un director care nu are drept de semnătură în bancă și nicăieri, nu reprezintă compania. Ce veți face în cursul zilei de azi? Vă veți adresa instanței? Păi în cursul zilei de azi aștept documentele care le-am solicitat, care eu, sincer, vă spun, faptul că nu au fost transmis ieri, bănuiesc că nu au fost întocmite la timp și acum domnii se chinuie să le producă. Eu le-am dat termen până azi la ora 13. După care mă voi duce să depun o plângere la ITM și o plângere penală împotriva celor care își permit să încalce legea. Ce speranțe aveți în toată nebunia asta? Eu am speranțe că în țara asta va reveni normalitatea, iar toți politrucii ăștia semidocții, impostorii care n-au nicio pregătire și care numai au pe baza legitimației de partid și a lipirii unor afișe și a plimba în jurul, a merge în spatele unui candidat de, în perioada asta, campanii electorale, să dispară și să fie duși unii trebuie, nu a conduce niște societăți care trebuie să se dezvolte normal și care trebuie să deruleze fondurile europene și care trebuie să meargă într-un mod normal, să aducă profit, să fie profitabili și să execute servicii de calitate către cetățenii acestui județ. Veți acționa prin ordonanță prezidențială? Că altfel așa, la ritmul de desfășurare a proceselor în România? Am să fac toate demersurile, deci nu am să cedez sub nicio formă în fața unor postări.